ceea ce se întâmplă astăzi aici va apărea mâine în ziar. Adică și în ediția asta tipărită, da? Și pe internet. Am avut surpriza să ne spună câțiva colegi ai voștri de la alte licee că ar trebui să-i anunțăm înainte că vor apărea pe internet și în ziar. Acum, dacă cineva nu este de acord, să zicem până. Dacă nu vreți să apăreți pe internet. Ceea ce vrem noi este să facem o prezentare a ceea ce înseamnă ziarul nostru și a ceea ce înseamnă jurnalism. Dar în același timp să aflăm și de la voi ceea ce vă interesează și ce ați vrea să citiți într-un ziar local. Am mai fost până acum în mai multe licee din județ și am întrebat ce vor ei să aibă în localitățile unde trăiesc, unde învață. Am auzit de mall, de piscină, de discotecă. Ce ați vrea voi să aveți aici în Vidra, de exemplu? Ce v-ar plăcea? Ce ați vrea să aveți? Piscină. Piscină. Altceva? Cinematograf. Piscina pe Marul Potnic. Exact. Mai. Dar toți vreți să vă duceți la facultate, de exemplu? Vreți să vă duceți toți la facultate? Bacalaureatul, poate da. Ok, uite, asta e altă problemă. Am înțeles. Bacalaureatul e o problemă pentru toată lumea și în special matematică. Da. Ce bine că stau. Păi și ce faceți? Faceți pregătire suplimentară sau vă mulțumiți cu... Întrebi? Mulțumesc și cu pregătirea suplimentară. Faceți adaptare pe mine. De exemplu, mă gândesc, ce mi-au mai spus alți colegi de generație de-ai voștri? Ar fi vrut ca profesorul să vină să facă niște ore suplimentare, dar nu contra cost. Gratis, nu? Să vină și să facă niște ore suplimentare. Până la urmă, nu poți să te bazezi pe copiat. Dar ziceți-mi mie, ce faceți în weekend, de exemplu? Ce faceți? La părinți. Și ce faceți acolo? Muncești. Ce faceți? Păi duminică, de exemplu, nu muncești. Cel puțin la țară, la tine și la urmă, la urmă, la urmă, la urmă, este luni. Da? Mă surprinde ceea ce îmi spuneți. Pentru că mulți dintre elevii cu care am stat de vorbă, de la Panciu, de la Jud, de la Mărășești, spuneau că vin la Focșani. Nu sunteți foarte departe și mă surprinde că voi spuneți că nu veniți. Se mai duci la Focșani? Nu, avem săli de sport. Dar spune-mi, ce e grea în Vidra? Drumuri mai bune? Da, sunt. Sunt drumuri, ok. Bar? Barul sunt. Cinematograf. Uite, cum spunea domnul profesor, o cofetărie. Mergeți cu fata la o prăjitură, o mai dulcișă. Corect. Profesor, dacă aveți bârfe, trimiteți, îi dăm la ziar, nicio problemă, nu știe nimeni de unde. Dacă vreți să ne spuneți ceva de unde profesorii voștri, așa, ne scrieți redacția www.monitorul.ro, da? Avem pagină pe Facebook, bănuiesc că mulți dintre voi aveți pagină pe Facebook, da? Va apărea filmulețul pe internet, pe site-ul nostru www.monitorul.ro. Nu-ți place politica? Ok. Nu e nicio problemă. Dacă găsiți pe... O să vedeți că dacă o să intrați pe site-ul nostru, o să găsiți subiecte în absolut orice domeniu. Dar activități se fac în școală? Am activitat o șmire bogată și cu cereiul aici într-o de comunitare. Sunt destul de activi, fiindcă plecați și proiectul de ecologizare a lui Sotam, urmează la comunii Mina. Voi transmiteți informațiile astea mai departe? La părinți, la verișori, la frați, la prieteni. Eu aș vrea să vă fac o invitație. După ce terminăm campania asta, care va mai dura o săptămână jumate, am vrea să organizăm întâlniri la Focșani, la redacția noastră. Să vă aducem de aici, la Focșani. Am vrea să ne întâlnim, dacă vă interesează să vedeți ce înseamnă redacția unui ziar. Cum se lucrează. Cum se lucrează, ce fac reporterii, cum scriu. Și mâncăm o pizza și bem o cola și... Puteți și de ce scriu așa, de ce au gândit așa, de ce, dacă vă plac. Ce le place? Da, așteptam. Da. Eu de capul și tot.